Cei mai mulți dintre noi ar fi de acord că pisicile și oamenii sunt extrem de diferiți. Avem tendința de a ne considera mai dezvoltați ca o specie superioară, nu doar datorită inteligenței noastre superioare, ci și pentru că ne-am oferit darul moralității și al eticii. Spre deosebire de pisici, noi știm ce e binele și răul, ce este corect și ce este greșit și încercăm să ne stăpânim tendințele animalice pentru a ne îmbunătăți din punct de vedere moral și pentru a face din lume un loc mai bun. Pisicilor, pe de altă parte, nu le pasă de moralitate. Ele nu au ambiții de a îmbunătăți nici lumea, nici pe ele însele. De cele mai multe ori, pisicile dau impresia că sunt complet indiferente. Nu pare că le-ar păsa de alte pisici și nu sunt prea atașate nici de stăpânii lor. Dar înseamnă asta că pisicile sunt creaturi imorale și fără inimă? Sunt pisicile, din punct de vedere filozofic, lipsite de etică și virtute? Potrivit filozofului John Gray, autorul cărții Filozofia felină, Pisicile și sensul vieții, pisicile au etică și sunt, de asemenea, capabile de dragoste și afecțiune. Chiar dacă pisicile au într-adevăr un comportament indiferent, nepăsător, ele se preocupă profund de unele lucruri, mai ales dacă vor. Spre deosebire de oameni, pisicile nu au religii, filozofii morale sau orice alt sistem extern care să le ofere o etică sau reguli de viață. Și nici nu au nevoie de astfel de lucruri pentru a trăi o viață de felină pe deplin împlinită. Etica, sau filozofia dacă vreți pisicilor, vine din interior, deoarece ele știu deja cum să trăiască. Așadar, am putea considera filozofia pisicilor ca fiind o antifilozofie, deoarece aceasta sfidează filozofia tradițională și oferă o abordare mai primară a vieții. Cartea Filozofia felină, Pisicile și sensul vieții explică filozofia felină cu ajutorul unor idei interesante ale lui John Gray, completate cu teorii și opinii ale altor filozofi precum Arthur Schopenhauer sau Platon. Bazat pe interpretările proprii ale ideilor lui Gray, acest videoclip explorează ce putem învăța de la pisici. Explicația lui Gray despre filozofia pisicilor începe cu o poveste despre un filozof care l-a asigurat că și-a convins pisica să devină vegetariană. Gray a crezut că filozoful glumește, dar nu a fost așa. Filozoful credea cu adevărat că pisica sa a ales o dietă fără carne. S-a dovedit că pisica mânca vegetarian acasă, dar își suplimenta dieta prin capturare de animale precum șoareci și păsări. Pisica nu era interesată de ideea morală a stăpânilor săi de a elimina carnea din meniu de dragul altor animale. Pisicile sunt carnivore prin natura lor, ceea ce înseamnă că organismul lor are nevoie de carne pentru a se dezvolta. O dietă vegetariană poate fi acceptabilă pentru omnivore, precum oameni, dar nu este potrivită pentru pisici. Cu toate acestea, pisica nu s-a simțit jignită de încercarea stăpânilor săi de a-i impune o dietă vegetariană. Pur și simplu a acceptat situația și a urmat propriul drum și a rămas fidelă naturii sale născute. Intenția filozofului de a impune moralitatea umană pisicii sale a fost destul de discutabilă. Pisicile nu au nevoie de moralitate pentru a trăi. Ele știu deja de ce au nevoie și cum să își trăiască viața. În plus, spre deosebire de oameni, pisicile sunt fericite, relaxate și mulțumite în mod implicit și nu au nevoie de sfaturi morale din partea unei specii care este mereu neliniștită și nefericită. Astfel, Gray a ajuns la concluzia că filozoful ar putea învăța ceva de la pisică și nu invers. Oamenii par, în general, nemulțumiți de natura lor și sunt într-o continuă căutare de a fi ceea ce nu sunt, uneori până la niveluri absurde. De asemenea, ei suferă de o continuă angoasă existențială. Prin urmare, se agață de filozofie și religie în speranța de a găsi răspuns la numeroasele lor întrebări și de a găsi un sens. Ei au nevoie de morală sau reguli pentru a determina ce este bine și ce este rău, cum să se îmbunătățească și cum să nu mai fie oameni răi. Poziția lui Gray privind moralitatea este ateistă și anume că majoritatea acestor reguli sunt în esență produse ale imaginației oamenilor. Așadar, niciuna dintre legile noastre morale nu sunt în mod inerent adevărate, deoarece sunt judecăți de valoare. Ceea ce este moral pentru o persoană este imoral pentru alta și, la fel ca și stilurile vestimentare, moravurile se schimbă și se demodează astfel încât ceea ce este moral astăzi poate fi imoral peste un deceniu. Gray a scris că oamenii care pretind că sunt morali nu fac decât să-și exprime emoțiile și ceea ce simt în legătură cu anumite lucruri și folosesc fapte din când în când pentru a susține judecățile de valoare. Cu toate acestea, oamenii sunt dispuși să își impună moralitatea, adesea irațională asupra altora, să o apere prin violență, să îi urmărească pe cei care nu se conformează și să îi reducă la tăcere pe cei care nu sunt de acord. Pisicile, pe de altă parte, par să fie perfect în regulă cu faptul că sunt pisici.
Și cu excepția cazului în care siguranța sau confortul lor este amenințat, ele sunt mulțumite de lumea din jurul lor. Nu simt nevoia să schimbe ceea ce sunt și nici nu au nevoie de reguli care să le spună cum să trăiască. Și chiar dacă se întâlnesc cu acei oameni prostuți care simt nevoia să schimbe tot ceea ce pot despre ei înșiși, despre ceilalți și despre restul lumii, ele pur și simplu ignoră cu acceptare și pleacă. Pisicile fac pur și simplu ceea ce li se potrivește pisicilor, ignorând filozofiile morale artificiale, doctrinele religioase și ideologiile. Dar, potrivit lui Gray, pisicile nu sunt imorale. Etica lor provine dintr-o origine naturală, înnăscută, nu din idei. De exemplu, pisicile pot fi extrem de curajoase și excelente protectoare pentru puii lor, dar nu o fac pentru laudă și aprobarea din partea altor pisici sau a stăpânilor lor. Pisicile sunt așa pentru puii lor, la care țin foarte mult. În alte cazuri, ele decid să fugă de o situație pur și simplu pentru că, în scopul supraviețuirii, aceasta este cea mai bună cale de a acționa. Iar după aceea nu se învinovățesc că au fost lașe. Această filozofie naturală și pură a pisicilor le scutește de o mare povară. Aceea că nu se gândește și nu-și fac griji cu privire la ce este bun și ce este rău, moral și imoral, ce ar fi trebuit și ce nu ar fi trebuit să facă și ce ar putea crede alte pisici despre ele. Ele fac pur și simplu ceea ce natura lor le spune să facă și astfel pisicile sunt în general mult mai liniștite și mai lipsite de griji decât noi, oamenii, care suntem în general chinuiți de tot felul de gânduri și idei, uneori până la nebunie totală. Spre deosebire de multe alte animale, pisicile nu au fost niciodată cu adevărat domesticite de către oameni. Câinii, de exemplu, au devenit parțial oameni, potrivit lui Gray. Și, ca și vacile și caii, mulți câini au învățat să ne servească îndeplinind sarcini. Pisicile nu sunt așa. Abilitățile lor de vânătoare pot fi utile, dar nu vânează la comandă. În urmă cu aproximativ 12.000 de ani, pisicile au început să trăiască împreună cu oamenii în comunitățile agricole din Orientul apropiat, situate acum în Turcia, Irak și Israel. Oamenii au văzut rapid utilitatea pisicilor, deoarece vânau rozătoarele și alte animale care le afectau depozitele de cereale. Prin urmare, oamenii au pus pisici în ferme și pe nave, astfel încât acestea au călătorit împreună și au cucerit restul lumii. Pisicile sunt cele care beneficiază cel mai mult de pe urma relației lor cu oamenii, nu invers. Până în ziua de azi, oamenii le-au servit drept sursă de hrană constante și le-au oferit adăpost. Pisicile pot fi utile oamenilor într-o anumită măsură, dar în principal le place doar compania lor. În același timp, pisicile nu au nevoie de noi. Ele nu se percep ca fiind proprietatea celor care au grijă de ele. Ele pot fi foarte atașate de companionii lor umani, dar nu se agață de ei. Dacă le place să fie cu noi, rămân. În caz contrar, pleacă. Dacă oamenii le dau mâncare, o iau. Dacă oamenii nu le mai dau mâncare, vor începe din nou să vâneze. Așadar, după cum a concluzionat Gray, pisicile i-au domesticit pe oameni, învățându-i să le iubească. Pisicile nu sunt o specie de grup, ci una foarte individualistă. Ele cooperează atunci când este necesar, dar, în general, operează singure. Spre deosebire de oameni, nu le pasă de identitatea de grup sau de un sentiment de apartenență. Nu au nevoie să se simtă acceptate și cu siguranță nu le pasă de ceea ce cred alte pisici despre ele. De asemenea, pisicile pot fi singure cu ușurință, spre deosebire de majoritatea oamenilor care nu își pot suporta propria companie și caută continuu tot felul de distracții pentru a face față neliniștilor născute și pentru a se îndepărta de realitatea vieții. Pisicile nu au nevoie să fugă de ele însele. Ele sunt în regulă cu felul în care stau lucrurile. Atunci, cum se face că pisicile, spre deosebire de oameni, sunt atât de fericite și de mulțumite? Potrivit lui Gray, secretul fericirii felinelor stă în faptul că ele nu își spun viața ca pe o poveste. Pisicile nu sunt conștiente de sine și nu găsesc un sens în construirea unei povești despre viața lor. Oamenii, pe de altă parte, par obsedați de povești. Ei tind fie să creeze, fie să caute narațiuni care să le explice existența și lumea din jurul lor. Poveștile pe care și le spun sunt adesea fragile, așa că au nevoie de o confirmare continuă. Prin urmare, ei se îndreaptă spre religie și filozofie pentru povești mai puțin fragile și mai sigure. Nu există nimic mai dăunător pentru fericirea noastră decât o poveste tristă, tragică, pe care, din păcate, cei mai mulți dintre noi o au. Prin urmare, condiția umană asumată este una de nefericire. Suntem în mod constant gânditori, îngrijorându-ne, nemulțumiți de ceea ce trăim și căutând să scăpăm de această situație. Condiția implicită a pisicilor, pe de altă parte, este fericirea. Chiar dacă pisicile se pot confrunta cu mari adversități, acestea au un impact diferit asupra lor, deoarece nu creează povești sau o istorie din ele și nici nu își imaginează un viitor posibil. Istoria și viitorul nu le preocupă aproape deloc și nu se gândesc la concepte precum moartea și boala.
Mănâncă și dorm atunci când simt nevoia și dacă trebuie, dar nu-și petrec timp gândindu-se la aceste lucruri. Cu toate acestea, în ciuda incapacității de a crea povești, pisicile sunt o specie de mare succes care s-a răspândit în întreaga lume și care prosperă până în prezent. Ce ne pot învăța pisicile despre fericire? În primul rând, potrivit lui Gray, nu ar trebui să încercăm să devenim pisici. Suntem oameni și nu putem schimba acest lucru. Este în natura noastră să creăm povești și să fim nemulțumiți de cum stau lucrurile. Probabil că va exista întotdeauna o formă de religie după care să ne luăm și vom fi întotdeauna interesați de filozofie. Dacă pisicile ar putea înțelege ideile noastre filozofice, probabil că nu le-ar lua prea în serios, ci s-ar juca cu ele cum s-ar juca cu un ghem de lână. La urma urmei, filozofia este depășită pentru ele, dar ar putea fi amuzantă. Potrivit lui Gray, dacă pisicile ar putea să ne învețe ceva despre fericire, ele nu ne-ar da un set de porunci pe care trebuie să le urmăm. În schimb, ele ne-ar oferi înțelepciunea lor în mod jucăuș, fără obligații și nu s-ar aștepta să o urmăm. Gray ne prezintă 10 sfaturi pentru o viață fericită derivate din experiențele sale de o viață cu pisicile. Să ne uităm la 3 dintre ele, celelalte 7 putând fi găsite în cartea sa. Sfatul numărul 1. Nu încercați niciodată să convingeți oamenii să se comporte rațional. Gray afirmă că încercarea de a convinge oamenii să se comporte rațional este ca și cum ați încerca să faceți pisicile vegane. Cel mai probabil nu se va întâmpla. Majoritatea oamenilor sunt conduși de emoții și folosesc rațiunea în principal pentru a susține ceea ce cred și nu pentru a determina dacă ceea ce cred este adevărat. Dacă sunteți deranjat de iraționalitatea umană, fiți ca o pisică și plecați pur și simplu. Sfatul numărul 2. Nu căutați un sens în suferință. Conform lui Gray, există riscul ca suferința să devină un mod de viață. Problema cu acest lucru este că întreaga noastră viață se va învârti în jurul suferinței noastre, ceea ce nu este un mod plăcut de a trăi. O pisică ar spune, nu te atașa de suferință și evită-i pe cei care suferă. Sfatul numărul 3. Uitați de urmărirea fericirii și poate o veți găsi. Poate fi totuși greu pentru că, de cele mai multe ori, nu știm ce ne face fericiți. Conform pisicilor, pentru a fi fericiți trebuie doar să facem ce ni se pare interesant. Acest lucru ne va face fericiți fără să știm nimic despre fericire. Pisicile nu știu despre conceptul de fericire sau ce înseamnă să fii fericit. Ele sunt pur și simplu. Dacă v-a plăcut acest video, dați-i un like și distribuiți-l și prietenilor voștri pentru ca noi să putem continua să le facem. Pentru mai multe videoclipuri ca acesta, apăsați butonul de abonare și nu uitați să faceți click și pe clopoțelul de notificare. Nu uitați să verificați și celelalte videoclipuri ale noastre. Vă mulțumim pentru vizionare!